Bună seara, sunt Suada Carpuchi și vă prezint jurnalul de noapte. Iată câteva subiecte. Cei 21 de tineri mascați și înarmați reținuți ieri în timpul adunării centenare au povestit cum s-au organizat și ce aveau de gând să facă. Detalii în jurnal. A fost panică astăzi la judecătoria din centrul capitalei după ce un bărbat a anunțat că sediul este minat. Geniștii n-au găsit nicio bombă. Șoferul care a lovit mortal cu mașina un copil de 3 ani la Trușeni a fost reținut. Drumarii au început să evacueze mormanele de zăpadă din capitală, care pe jumătate s-au topit. Prima locație a fost zona primăriei. Cei 21 de tineri mascați și înarmați reținuți ieri la Marșul Unirii și-au plănuit acțiunea cu o zi înainte pe o rețea de socializare. Aceștia au făcut mai multe dezvăluiri poliției, iar oamenii legii au publicat filmările din timpul audierilor. Suspecții spun că purtau cu ei cuțite și bâte ca să se apere de manifestanții din piață. Он лежит у меня там в качестве самообороны, потому что вчера я услышал от друзей, что группировка Румынии нападает и избивает людей, которые разговаривают по-русскому. Я русскоязычный, поэтому я в качестве предосторожности взял с собой нож. Если на меня нападут четверо-пятеро, чтобы хоть что-то сделать. Potrivit poliției, într-un grup creat pe o rețea de socializare au fost înscrise 115 persoane. Acestea și-au dat întâlnire sâmbătă după amiază pe o stradă de la Botanica, unde au plănuit cum să-și arată nemulțumirea față de manifestația din Piața Mare Adunări Naționale. Fost ce la un băiat în grupă, gen grupă ce pe rețeaua de socializare, contact. Care era intențiile la grupul acesta de persoane? De a influența românismul, tendințe rele să aibă. Prin ce metodă trebuie să influențați? Prin bătaie. Potrivit poliției, duminică dimineața în jur de 50 de persoane s-au adunat în Parcul Valea Morilor și au discutat ce anume au de făcut în PMAN. Centrul prebuție se vădă la statul la 2018 de Pe acest caz a fost deschis un proces penal pentru huliganism. Ieri polițiștii ne-au spus că au găsit în rucsacurile tinerilor măști medicinale și antigaz, boxuri cuțite și bâte. Tinerii au fost reținuți după ce forțele de ordine i-au observat plimbându-se pe stradă cu fețele acoperite și se îndreptau spre Piața Mare Adunări Naționale, unde manifestanții marcau 100 de ani de la Marea Unire. Organizatorii spun că 100.000 de oameni au participat la meeting, în timp ce poliția anunță 7.000 de persoane. Bărbatul care a lovit mortal cu mașina un copil de 3 ani la Trușeni a fost reținut pentru 72 de ore. Poliția a deschis o cauză penală după cele întâmplate ieri. Șoferul în vârstă de 39 de ani spunea că micuțul s-a pornit în grabă să treacă de partea cealaltă a străzii unde se afla bunica sa și nu l-a observat. Oamenii legii susțin că bărbatul nu a consumat alcool, iar martorii afirmă că el nu avea viteză. După impact, el a dus copilul la spital, dar acesta s-a stins acolo. Părinții băiețelului sunt peste hotare. S-a surpat asfaltul pe o stradă din centrul capitalei, iar în rezultat s-a format o groapă cu un diametru de 2 metri. Muncitorii de la spații verzi spun că de vină e vremea, cum explică ei această versiune, vedeți la știri. Consecințele incendiului produs aseară într-un mall din orașul rus Kemerovo sunt cumplite. Peste 60 de oameni au murit, 30 au ajuns la spital, iar 69 sunt dați dispăruți. Un etaj întreg s-a prăbușit, așa că operațiunea salvatorilor este extrem de dificilă. Pe internet au apărut imagini noi în care se văd oameni încercând cu disperare să iasă din clădirea în flăcări. Acești bărbați au rămas blocați pe o scară din centrul comercial care a ars. Ieșirile de urgență erau blocate, așa că au fost nevoiți să forțeze ușile pentru a putea scăpa. Într-un alt filmuleț se poate vedea panica ce a cuprins mulțimea care alergă în toate părțile pentru a găsi o ieșire.
După ce au localizat incendiul, pompierii au început să caute victime. În cinematograful de la etajul 4, unde au pornit flăcările, au găsit 64 de cadavre. Ca și ieșirile de urgență, ușile de la cinema erau încuiate, așa că oamenii nu au avut nicio șansă pentru a se salva. După ce a izbucnit incendiul, copiii și maturii care au înțeles că nu o să mai iasă de acolo și au sunat apropiații și și-au luat rămas bun, scrie presa rusă. Un filmuleț în care se vede cum a izbucnit incendiul arată că flăcările s-au extins extrem de rapid. 69 de persoane, 40 fiind copii, sunt date dispărute, iar rudele încă mai speră că ele vor fi găsite în viață. Potrivit autorităților, operațiunea de căutare va dura mai mult timp, așa cum un tavan s-a prăbușit. Помещение двух кинотеатров, потому что они фактически полностью ушли у нас на третий этаж. К сожалению, задымление продолжается. Отдельные термоточки мы их буквально уничтожаем. И шаг за шагом продвигаемся вперед. Locuitorii din Kemerovo s-au mobilizat în această dimineață și au mers benevol la spitale pentru a dona sânge celor care au avut de suferit. Sute de oameni au venit astăzi cu flori și lumânări la locul tragediei pentru a aduce un omagiu victimelor. O mare parte dintre cei internați la spital se află în stare gravă, dar stabilă, spun medicii. Adolescentul de 11 ani, care a sărit ieri de la etajul 4 pentru a se salva de flăcări și a ajuns inconștient la spital, s-a trezit, iar medicii spun că el se va recupera. Один из них, попадение с четвертого этажа, в состоянии тяжелой степени тяжести, в сознании стабильный. Остальные 8 пациентов взрослых, 28 пациентов были отпущены амбулаторно с легкой степенью отравления угарным газом. Presa rusă scrie că băiatul era cu părinții și cu sora sa mai mică la mol când clădirea a început să ardă. El este unicul membru al familiei care a supraviețuit, iar peste geam l-a aruncat tatăl său care încerca disperat să-și salveze copilul. Oamenii legii au pornit un dosar penal pe marginea cazului și urmează să afle de ce ieșirile de urgență erau blocate. Există dubii și în privința materialelor folosite la construcția clădirii de către firma care a ridicat molul. Acestea s-au aprins cu ușurință și au permis extinderea cu repeziciune a flăcărilor. Pe lângă asta, nici sistemul antiincendiu instalat în interior nu a funcționat. În Rusia au fost decretate 3 zile de doliu, iar Procuratura Generală a dispus verificări în toate centrele comerciale din țară. O alertă falsă cu bombă a dat peste cap activitatea judecătoriei din centrul capitalei. Un bărbat a anunțat poliția că sediul este minat, așa că imediat angajații au fost evacuați, iar geniștii au verificat clădirea. După 4 ore de căutări au anunțat că nu e nici urmă de explozibil. Oamenii legii spun că apelul a fost făcut azi dimineață în jurul orei 10. Un bărbat a sunat la 902 și l-a spus polițiștilor că sediul judecătoriei Chișinău din sectorul centru este minat. Imediat, angajații au fost rugați să iasă afară. Judecătoria Chișinău cu sediul centru a fost încercuită de această panglică. Astfel, în clădire nu are acces nimeni decât oamenii legii și geniștii care verifică fiecare etaj și cabinet. Am primit informația că e minat clădirea și ne-au spus toți să ieșim afară. Cine v-a anunțat? Șeful de pază, care a fost, care și-a de aici, o să dăm cabinet. Lucram și ne-au spus urgent, părăsim clădirea. Nu știm nimic, nu știm. Am ieșit din încăpere, mi s-a spus că e minat în încăpere și am ieșit fuga din încăpere, ceac așa, fără geant, fără nimic. N-am dorit să fiu în clădire, dar știți, am așa un gând. Cred că cineva a vrut să distreze, fiindcă trăim bine, să fie și mai bine. Poate cineva cu interesat din ăștia care, eu știu, trebuie să le pronunțească termen de arest sau ceva, poate fi o legătură. Astfel, activitatea judecătoriei a fost întreruptă. Asta e prostie mare, lumea n-are ce face. Eu am vrut să înregistrez niște recursuri și de-am mă gândesc, mă duc să le trimit pe poștă, tot ar să ajungă. Iar ședințele au fost amânate. Sper că toate ulteriorile vom amâna. Vom vedea. Noi mai detalii nu pot vă dau că nu cunosc. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție, geniștii, dar și un echipaj de salvatori. Am primit un apel la 901. Persoane responsabile verifică obiect. Oamenii legii au verificat toate holurile de la toate etajele pentru a afla dacă într-adevăr în clădire există explozibil. Însă după 4 ore de căutări nu au găsit nimic. Bărbatul care a sunat la poliție și a declanșat toată panica încă nu a fost identificat. Dacă oamenii legii îl vor găsi, acesta riscă o pedapsă de până la 2 ani de pușcărie. Gropi sunt multe, bani puțini. Autoritățile capitalei vor începe săptămâna aceasta să repare străzile din oraș și promit că în 2 luni vor încheia lucrările. Problema este că au bani cât să acopere doar jumătate din găurile din asfalt. Cum rămâne cu celelalte, încă nu s-a decis.
Odată ce se va încălzi afară și vom scăpa de noroi, va începe cârpirea gropilor care au devenit un chin pentru șoferii. Până atunci, însă, muncitorii de la Exdrup au început să toarne în ele asfalt frezat. O muncă practic în van, recunosc și drumarii, întrucât acest material este spălat de ploi sau împrăștiat de mașini în câteva zile. O groapă din apropierea autogării, acoperită chiar azi dimineață, până după amiază era deja din nou descoperită. Foarte strane, eu prima dată chiar văd așa ceva, nu știu cum de-o găsit așa soluții să găsești. A doua oară eu trec pe și așa, a doua oară le stupă. Altceva nu vedem mică, grochi, naloguri multe, pentru ce îți plătim? Și asta e ca când copchii, să aducem și copchii și mai gine ori face. După ce mai mulți internauți s-au amuzat pe seama acestor lucrări, directorul interimar Exdrup, Adrian Boldurescu, a renunțat la ideea de a acoperi astăzi gropile cu asfalt frezat. El a precizat totuși că deocamdată nu este o altă soluție. Atâta timp cât nu o să avem condiții climaterice favorabile și nu o să lucreze uzinile de asfalt, noi o să plombăm în continuare, măcar dacă o să venim peste 3 ore și o să stupăm iarăși groapa și să o batem cu rumeguș, pentru că oamenii sunt ca după să facă un accident. Până vor fi reparate drumurile, șoferii sunt nevoiți să circule pe străzile din capitală ca la o adevărată cursă cu obstacole. Cum te pornești, cum numai grochi tot orașul. Noaptea când vine cu lumina, nu se vede și drept în groapă. Și nu numai în Chișinău, dar după Chișinău tot așa, pe traseuri tot așa. E cam dificil, situația e cam grea. Dar mergi mai atent, oleac. Nu doar gropile de pe străzi, dar și cele din curțile blocurilor vor fi acoperite. Responsabilii spun că au ales 500 de adrese unde situația este mai gravă și acolo vor interveni. În total avem circa 900.000 de metri pătrați care sunt nevoie de reabilitat. Bugetul pentru anul ăsta ne permite să facem aproape jumătate din aceste lucrări. Asta e realitatea pe care o avem. Deocamdată, în bugetul municipal s-au găsit 125 de milioane de lei pentru asta. Întrucât banii nu sunt de ajuns, Silvia Radu le-a cerut celor de la Direcția Drumuri să facă economie, așa încât să poată acoperi cât mai multe gropi. Dacă o să eficientizați costurile și o să ridicați la maxim calitatea lucrărilor care o să faceți, nu o să fie de la vedere de fonduri de la agenția Exgrupo și alte direcții. Dacă nu vor ajunge bani, vom revedea, v-am zis încă o dată, bugetele. Sunt sigur că vom găsi rezerve în altă parte. Totodată, muncitorii urmează să verifice și starea becurilor, pentru că multe dintre ele sunt stricate. Noi deja am început pe domeniul iluminatului public să lucrăm deja în sectorul Ciocană. De săptămâna aceasta trecem în sectorul Șcani, restabilim absolut toate corpurile de iluminat. În acest an urmează a fi reparate capital câteva străzi din oraș, cele mai multe dintre ele fiind proiecte începute de fostul primar Dorin Chirtoacă. Totodată, din bugetul municipal s-au mai alocat 25 de milioane de lei pentru reabilitarea străzii Ion Creancă. Vom face lucrări în parteneriat cu Biardul și cu BIU. 31 august, strada Tighena și Alexandru cel Bun. În perioada următoare vom petrece licitația copiilor utilități. În cadrul ședinței operative de astăzi, Silvia Radu a invitat pe toți locuitorii capitalei să participe sâmbătă, 31 martie, la curățenia generală. Toți să-și facă curățenia acolo unde locuiesc. Trebuie să ne atârnăm față de orașul nostru, așa cum ne atârnăm de ograda și de casa noastră. Între timp, campania de salubrizare lansată de autorități încă se desfășoară. Angajații muncesc acum în sectorul Râșcani după ce au încheiat lucrările în sectorul Ciocană. Mormanele negre de zăpadă care urățesc atât de mult Chișinăul au început să fie evacuate. Deocamdată muncitorii le încarcă în camioane doar pe cele de pe străzile principale. În timp ce orășenii se plâng că la periferie mare mizerie, drumarii speră că vremea bună va lucra acolo înaintea lor și zăpada se va topi. Angajații Exdrup au început să încarce în camioane mormanele de zăpadă din zona primăriei. Astăzi i-am văzut muncind la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu Pușkin, iar mai apoi la Pârcălab. Drumarii spun că zăpada care este curată este aruncată în râul Bâc, iar mormanele încărcate cu material antiderapant și noroi sunt duse la bazele lor de la Varnița și strada Mesager. Oamenii spun că munții de zăpadă neagră ar fi trebuit de mult scoși din oraș. Trebuia o tehnică, semn care strânge automat, dar așa e mai mare muncă, vedeți cum rămâne și într-o parte și în alta. Îngreuiază și la trecători și la transportul nu poate circule. Asta arată fața primarului. Mizerii peste tot locul. E rușine. Я вижу, убирают, молодцы. Правильно делают. Хорошо. Ай,
через день все растает. Mulți locatari sunt nemulțumiți și se plâng că se face curățenie doar în centru, în timp ce în restul orașului murdăria și băltoacele formate după topirea zăpezii rămân neatinse. Bucățica asta a început curs vreo 2-3 ori, în rest Așa, e negru și murdar. Săptămâna și eu când ne îndemnițe că ești tot aici curățul. E un dezastru. Să vii și la marginea orașului, la strada 2, să vadă încă și mizeria acolo. În centru străzi, dar la noi, la periferie, nu avem pe unde merge. Țurțurii încă îngrijorează pe locatari. Pe unele clădiri, sulițele de gheață au și mai bine de un metru. Pe multe străzi, niciun semn nu atenționează trecătorii să se ferească. La Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, zona de lângă clădire era astăzi securizată. Sunt foarte periculos. Și mergem pe marginea drumului, fiindcă ne-i frică să nu ne cadă în cap. Mai mult ne uităm jos, nu cădem. De sus nu prea atragem atenția, dar pericolul mai mare probabil că tot și de sus. Их как минимум должны были снять хотя бы вечером, ночью, когда здесь нет людей. Лента сейчас не поможет, потому что люди все равно будут проходить к зданиям. E foarte periculos. După cum vedem, nu sunt asigurate, mă rog, semnaluri de atenționare. Oamenii nu mai trag atenție. Salvatorii spun că sunt gata să intervină pentru a da țurțurii jos, dacă vor fi solicitați. Agenții economice, ale căror imobile se află lângă trotuare, sunt obligați să curețe țurțurii de la streșini sau să îngrădească locurile periculoase. Altfel, riscă amenzi de până la 9.000 de lei. Între timp, meteorologii anunță că vremea se încălzește în următoarele zile, astfel încât la sfârșitul săptămânii am putea avea 22 de grade la sud. Un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit încercând să dea jos țurțurii de pe acoperișul blocului său. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat sâmbătă seara în sectorul botanic al capitalei, însă informația a fost făcută publică abia astăzi. Tânărul a ieșit la balcon ca să spargă gheața, alunecat și a căzut în gol de la etajul 5. În momentul tragediei, în apartament erau soția și copilul bărbatului. Un crater imens a apărut astăzi pe strada Nicolae Iorga din capitală. Asfaltul s-a surpat brusc, iar groapa care s-a format avea un diametru de 2 metri. Un copac aflat acolo a fost practic smuls din rădăcini. Muncitorii încearcă acum să acopere craterul. Muncitorii veniți astăzi la fața locului au pregătit un camion încărcat cu pământ pentru a acoperi groapa. Au curs apă, s-a tochit o mătă și cinești. Să punem petriș, ferm, nu se lasă pământ în jos. Șoferii care știu că acolo există un astfel de crater spun că merg cu mare grijă, de altfel o mașină întreagă ar putea încăpea în groapă. Trebuie mai decât înconjurat, dar Doamne ferește, lasă asfaltul. Și vine o mașină sau merg copii. Trecătorii presupun că asfaltul s-a surpat pentru că sub el ar fi fost loc gol și că nu s-ar fi lucrat calitativ atunci când s-a făcut canalizarea. Dacă lucrul făcut calitativ, poate fi cât de mult umizal, eu nu se lasă. Там тоже подмыло, тоже может провалиться. Здесь вообще нужно поставить знак там и там, чтобы машины не ездили. Можно провалиться. Pe marginea gropii era un copac care era gata să se prăbușească după ce s-a surpat asfaltul. Astăzi arborele a fost tăiat și evacuat. Cei de la Spații Verzi spun că ninsorile din ultimile zile au înmuiat pământul și au provocat această situație. Responsabilii de la drumuri nu au fost de găsit ca să comenteze. Un moldovean stabilit în Portugalia i-a uimit pe toți la un show de talente după ce a interpretat o piesă la un instrument la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Cum i-a venit ideea și dacă știe să lucreze cu fierăstrăul sau doar să cânte la el, vă povestim imediat. Silvia Radu va face tot posibilul ca Igor Gamrețchi să nu să se întoarcă la primărie. Ea spune că o persoană care a fost condamnată nu poate deține funcții publice. Pe de altă parte, socialistul Ion Cebanu susține că primărița, de fapt, înscenează o confruntare și că totul este PR. Este împotriva oricărei morale că cineva care a fost condamnat penal să revină în funcție publică, s-a demonstrat vinovăția sa și sunt surprinsă de tupeul acestor persoane care încalcă legea. Gamrețchi acceptă să fie un sac de box pentru doamna Radu. Iar dumneaei trebuie să pară principial în raport cu el și să capte dividende electorale. El se face că vrea în primărie, ea se face că nu-l acceptă.
Socialistul Ion Ceban, cel care și-a înaintat candidatura la șefia capitalei, spune că are de gând să conteste în judecată numirile în funcție făcute până acum de Silvia Radu. Acesta se referă la toate persoanele ajunse în fruntea direcțiilor după demisia mai multor liberali. Ceban o acuză de ipocrizie pe Radu, deși la ședința Consiliului Municipal a votat pentru alocarea banilor necesari pentru procurarea autobuzelor noi. Săptămâna trecută, Silvia Radu a atacat decizia Curții de Apel de a-l repune în funcție pe Igor Gamrețchi. Acesta a fost condamnat în dosarul parcărilor cu plată. A scăpat însă de pușcărie, întrucât instanța de la apel a schimbat pedapsa inițială. Astfel, 2 ani cu executare s-au transformat în 3 ani cu suspendare. Silvia Radu a ajuns la rândul său în funcția de primar interimar printr-o decizie controversată, luată de Nistor Grozavu și calificată drept ilegală de liberali. După Marea Britanie și Statele Unite, Canada și alte 14 state europene, inclusiv România, anunță că vor expulza diplomații ruși de pe teritoriul țărilor lor. Decizia a fost luată ca răspuns la atacul cu o substanță toxică asupra lui Sergei Skripal. Moscova a anunțat că pregătește un răspuns. Donald Tusk, președintele Consiliului European, a anunțat astăzi că 14 state europene au decis să expulzeze diplomații ruși care acție la atacul neurotoxic din Marea Britanie, despre care se crede că ar fi fost orchestrat de Moscova. Oficialul a precizat că în perioada următoare ar putea fi luate și alte măsuri. As a direct follow-up to last week's European Council decision to react to Russia within a common framework, already today 14 member states have decided to expel Russian diplomats. Printre țările care au anunțat expulzarea diplomaților se numără Franța, Germania și Polonia, de unde vor pleca câte 4 diplomați, din Ucraina 14, din Lituania și Cehia câte 3, din Danemarca, Olanda și din Italia câte 2, iar din România, Croația, Finlanda și Letonia câte 1. Statele Unite va expulza un număr record de diplomați, 60 în total. În plus, consulatul Rusiei din orașul Seattle va fi închis. Moscova a declarat că deciziile luate de aceste țări sunt niște provocări și că pregătește un răspuns. La începutul acestei luni, Sergei Skripal, fost colonel în cadrul Serviciului Militar Rus de Informații, și fiica lui Iulia, de 33 de ani, au fost găsiți inconștienți în orașul Salisbury, situat la circa 100 de kilometri vest de Londra. Cei doi ar fi fost atacați cu o substanță neurotoxică. Acest incident a provocat o gravă criză în relațiile dintre Moscova și Londra, urmată de expulzarea 23 de diplomați ruși din Marea Britanie. Moscova, care neagă că ar fi implicată, a trimis acasă un număr egal de diplomați britanici. O profesoară din Rusia a fost îngropată de un morman de zăpadă căzut de pe un acoperiș. 4 ore i-a zăcut acolo până când soțul ei a găsit-o și a scos-o. Femeia a suferit degerături. Anastasia Markova, directoarea unei școli din regiunea Irkutsk, a fost îngropată în nămeți în timp ce se îndrepta spre muncă. Ea le-a povestit jurnaliștilor că a auzit un zgomot suspect, iar apoi a văzut avalanșa de zăpadă care a căzut de pe acoperișul unei clădiri. Pentru că totul s-a întâmplat în câteva secunde, femeia nu a reușit să se ferească. Primul val de zăpadă a dat-o jos din picioare, iar al doilea a acoperit-o complet. Îngrijorat că nu răspunde la telefon, soțul acesteia a început să o caute. A luat-o pe drumul pe care știa că trebuia să meargă femeia, iar la un moment dat i-a văzut geanta care nu a fost acoperită de zăpadă. Bărbatul a sunat imediat după ajutor, iar în scurt timp și-a văzut soția scoasă din nămeți. Femeia a mai povestit că zăpada era atât de densă încât nu se putea mișca. A strigat după ajutor, dar nu a fost auzită, apoi și-a pierdut cunoștința. Deși a stat 4 ore sub nămeți, medicii spun că ea a suferit doar câteva degerături. Cine a spus că fierăstrăul este doar o unealtă de muncă? Un moldovean stabilit în Portugalia a demonstrat că poate fi și un instrument muzical. Sergiu Nikitsovski a cântat la un fierăstrău la un show de talente. I-a lăsat pe toți jurații fără cuvinte și a luat 3 de da. Sergiu Nikitsovski a ieșit pe scenă cu un fierăstrău și un arcuș de vioară în mâini, așa că o mulțime de priviri nedumerite s-au îndreptat spre el. Odată ce a început să cânte, însă spectatorii au fost uluiți. Membrii juriului l-au rugat chiar să mai interpreteze melodia odată.
Pe persoanele care mă ascultă tot așa la concerte, tot așa îmi dau această întrebare. Și unul când playback, adică nu e original. Și mie era interesant totuși cum o să reacționeze juriul. Sergiu Nichițovski a cântat celebra piesă Time to Say Goodbye și a reușit să-i farmece pe toți cei prezenți acolo. Pare să fie imposibil, dar este adevărat, a scris presa de la Lisabona despre evoluția moldoveanului. Acesta spune că a împrumutat ideea de la un tânăr de la Milano. M-a impresionat sunetul și adică faptul că se poate reda ceva interesant și la instrumentele extracomun, adică pentru un muzician normal. 2 ani în urmă am încercat să cânt la terestră. Într-un final, el a trecut în următoarea etapă în show-ul de talente din Portugalia. Obrigado. Sergiu ne-a povestit că de 8 ani se află în Portugalia și a călătorit prin numeroase țări din Europa, având mai multe joburi. În suflet este artist, recunoaște moldoveanul, fiind absolvent al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice de la Chișinău. Știe să cânte la multe instrumente muzicale, cum ar fi pianul, acordeonul și flautul. Iar pentru următoarea etapă a show-ului de la Lisabona, spune că va pregăti ceva special. Aș vrea să fac ceva mai puternic. Sincer să vă spun, adică este o idee, dar trebuie să le realizez într-o săptămână, două. Prima înfrângere din carieră a fost una de coșmar. Boxerul australian Lucas Brownie a fost trimis în knockout de adversarul său în runda a 6-a. A avut nevoie de ajutorul medicilor pentru a-și reveni. Englezul Dillian White a dominat partida în runda a 6-a cu o ultimă lovitură superbă de stânga, l-a trimis la podea pe adversar. Imediat, medicii au venit spre Lucas Brownie cu o mască cu oxigen și în câteva momente australianul s-a ridicat. White și-a apărat centura de argint WBC în categoria grea. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă spun la revedere și vă doresc o noapte liniștită.